Trupurile celor doi bărbați care au dispărut înainte de Paște în apele râului Buzău au fost găsite astăzi în județul Brăila. Azi dimineață, un localnic din comuna Grădiștea a văzut plutind unul dintre cadavre și a sunat la 112. Un echipaj de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brăila a adus la mal trupul bărbatului, iar la scurt timp l-au găsit și l-au scos din apă și pe cel de-al doilea. Maria Buleandră, prefectul de Buzău, a confirmat astăzi că rezultatul căutărilor a fost cel la care, din păcate, cu toți se așteptau. Persoanele care au fost date dispărute în noaptea de Paști, pe 19, au fost găsite în dimineața asta pe raza județului Brăila. Chiar ne-au ajutat. Am apelat la prefectul de Brăila și prefectul de Galați să acționeze și ei pe raza județelor lor și, din păcate, au fost găsiți, cum ne așteptam, morți. Cei doi au fost dați dispăruți în ajunul Paștelui după ce au căzut în râul Buzău în timp ce încercau să traverseze apa într-o embarcațiune improvizată. Împreună cu ei se aflau alte trei persoane care au reușit să se salveze. Ei plecaseră de acasă din comuna Robeasca pentru a ajunge la o stână aflată pe celălalt mal al râului.